Uh, Hristos a înviat, vă spun și eu. Este viu, și a de la dreapta, deja, și a de la dreapta Tatălui. El mijlocește pentru noi, pentru fiecare dintre noi, și sperăm ca într-o bună zi uh, revederea aceasta să fie cât mai plăcută. Și noi spunem Maranata, adică vinul Domnei Iisuse cât mai repede. Amin. Dragii mei, mă bucur să fiu și eu împreună cu dumneavoastră și mă rog în, să, în această dimineață ca cuvintele scurte pe care le-am pregătit să fie de folos pentru fiecare dintre noi, cei care suntem de casei și cei care poate am pășit poate pentru prima dată sau poate pășim mai rar într-o biserică evanghelică pentecostală. Aș vrea în această zi să vorbesc despre un eveniment care s-a întâmplat acum mulți ani, dacă vrei să mă ajut Tibi, cu... Poți să dai mai departe un pic la al doilea slide? 20 iulie 1969. Cine a privit? Cine știe ce s-a întâmplat în această zi? Poftim? Mulțumesc, frate. Apreciez. Cineva care cunoaște o mică istoria. Toată lumea stătea nemișcată. Ochii erau lipiți de ecran și nu câțiva ochi. 600 de milioane de oameni priveau cu uimire, cu mirare acest eveniment. Într-adevăr, era un moment unic în istorie. Americanul Neil Armstrong, fost pilot militar în vârstă de 38 de ani, pășește pentru prima dată în istoria omenirii acestea pe lună. NASA efectuează cea mai dificilă, unica, ai putea spune, misiune, Apollo 11. Nu este o misiune fără probleme. La un moment dat, chiar înainte de aterizare pe bordul calculatorului, apare eroarea 1202. Computer overload. Pentru cei care sunteți mai, mai în tehnologie, aveau probleme cu ramul. Ceva s-a întâmplat în, la calculator. Apoi, mai târziu, au avut probleme cu carburantul. Erau la limita supraviețuirii. Și mai târziu, probleme de sănătate. Deci, o misiune nu fără probleme, dar într-un final, un miracol, o minune, ceva s-a întâmplat. Majoritatea oamenilor nu-și mai aduc aminte nici măcar detaliile misiunii, doar cei care sunt super pasionați de, de lucrurile acestea. Însă în istorie rămâne fraza pe care Neil Armstrong o rostește de la 386.242 de kilometri distanță de pământ. Și în loc să rostesc eu, aș vrea în această dimineață, cu aceleași emoții, poate să privim miracolul care s-a întâmplat în 1969, pe 20 iulie, Băieți, ajutați-mă, vă rog, dacă se poate stinge și lumina. Pentru că... On this July 20th, 1969. Scurt, momentul. Era mult mai lung, dar nu neapărat aici, ci în realitate puteți să găsiți pe YouTube. One small step for man, one giant leap for mankind. Un pas mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Multe lucruri s-au schimbat de atunci, de pildă felul în care se poartă războaiele. Pe lângă armata terestră de care trebuie să ții cont, pe lângă cea navală sau cea aeriană, Acum trebuie să iei în calcul și o altă latură, o altă dimensiune a războiului și anume spațialul, cerul. Mult, mulții mulți sateliți, numeroși și sateliți care acum oferă un avantaj enorm de mare țărilor dezvoltate și vedem, spre exemplu, acum în acest război între Rusia și Ucraina. Apoi mai târziu războiul rece ia o altă direcție, o altă turnură pentru că din momentul acela, americanii au prins strac, au prins avantajul și apoi lucrurile s-au oprit. 20 iulie 1969 rămâne în istorie ca una dintre cele mai importante zile al omenirii. Ca să-l citesc din nou pe Neil Armstrong. Un pas mm -hmm. mic pentru om, un salt uriaș pentru omenire. Dacă pășirea lui Armstrong a avut un ecou global, cum spuneam, aproximativ 600 de milioane de oameni priveau cu ochii Țintiți spre acel ecran. Cu siguranță, în această dimineață pot spune cu toată convingerea că pășirea lui Hristos din mormânt în lumea noastră înapoi a fost, este și va fi cel mai important lucru, cea mai importantă zi și cea mai specială. Milioanele ce erau sub pământ, oamenii care trăiau pe pământ și îngerii, toți, Herafim, Heruvimi, Serafimii, cei 24 de bătrâni și chiar o știre cerească priveau cu atâta bucurie evenimentul ce urma să se întâmple. Moartea, ca să-l citesc pe Apostol Pavel, fusese înghițită de biruință. Moartea fusese înghițită de biruință, cum bine exclamă, dacă vrei să mă ajuți, Apostolul Pavel în 1 Corinteni 15, când este, dacă vreți, capitolul cel mai teologic cu privire la înviere, când Apostolul Pavel este uimit ce află el din biserica din Corint, că sunt oameni care neagă existența lui Hristos, că sunt oameni care neagă învierea și apoi intră această pledoarie a învierii lui Hristos și spre sfârșitul capitolului, Apostolul Pavel pune întrebarea retorică, unde ți este biruință moartea? Unde ți este boldul moarte? Versetul 57. Mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, care ne dă biruința prin Domnul nostru Isus Hristos. Slăvit să fie El! Prin învierea Domnului nostru Isus Hristos, noi astăzi putem vorbi despre triumf, despre biruință. Crucificarea este frumoasă, dar nu-i de ajuns. Au mai murit oameni pentru cauze nobile. Și Socrate a, mu a murit într-un fel pentru o cauză, pentru adevăr, spunea el. Dar nimeni din istoria omenirii acesta, nici filozofii, nici oameni importanți, n-au mai înviat. De aceea, pe lângă crucificarea lui Isus, învierea lui Isus ne oferă biruința, despre care o să vorbesc un pic mai târziu. Asemenea, evenimentului pășirii pe lună au fost Aici ca o scurtă paranteză, sunt și vor mai fi probabil câte, câte vreme mai ține Dumnezeu lumea aceasta oameni care contestă absolut tot. În Învierea lui Hristos? Na, nu s-a întâmplat. Ați auzit, probabil, ați și citit, sunt articole scrise cum că de fapt mormântul n-ar fi fost așa, Știm că pe vremea lui Isus au circulat niște zvonuri, niște bârfe, niște oameni care au fost plătiți să spună că de fapt l-au furat pe Hristos și el n-a înviat din morți. Vreau să vă spun că există, din totdeauna au existat și există întotdeauna oameni care cred în teorii ale conspirației. Țin minte pe vremea 2004-2005, pe când eram student în anul 3 sau 2 la, la Institutul la Teologie, circula pe vremea aceea printre noi studenții un așa zis documentar foarte bine realizat, cum că americanii au trucat absolut totul, inclusiv pășirea pe lună. Și ce explicau cu imagini, cu fel și fel cum era lumina pusă. Totul a fost făcut într-un într studio video. Și eram uimiți, noi, studenții, domne, cum nu se poate chiar așa să fi trucat, să fi înșelat milioane, miliarde de oameni, cineva? Vreau să vă spun, dragii mei, că întotdeauna vor exista oameni care vor contesta. N-au ajuns America pe lună. Dacă nici ei n-au ajuns, nici Hristos n-a înviat. Și pentru astfel de oameni, Dumnezeu are un cuvânt prin Scriptură. 1 Corinteni 15, cum vom spunea, acest capitol atât de important pe care Apostolul Pavel îl scrie celor din Corint, este important și pentru noi deoarece Apostolul Pavel intră într-o pledoarie a credinței creștine și spune așa în rezumat, dacă Isus n-ar fi înviat, dacă Hristos n-ar fi înviat, zadarnică, spune Apostolul Pavel, este credința voastră. Ce este credința, dragii mei, dacă, dacă nu aceasta, definiția credinței conform Scripturii, este o încredere neclintită în lucrurile care nu se văd. Ce rost ar mai avea adunarea noastră aici dacă Hristos n-ar fi înviat? Ce rost mai are sărbătoarea aceasta? Vă spun sincer, trebuie să fii nebun să, să sărbătorești așa ceva dacă ar fi o minciună. Și nu cred că suntem atâția oameni prezenți aici care chiar credem în minciuni. Mm -hmm. Noi credem că Hristos a înviat din morți și ăsta este mesajul pe care Apostolul Pavel îl aduce. Poate mai sunt și astăzi oameni sceptici, dacă sunteți aici în, în, această zi, aici. Poate sunt tineri care, mă, totuși, parcă pare a fi o legendă, parcă nimic nu pare a fi adevărat din toată povestea aceasta. Vreau să vă dau o veste bună, există cărți scrise pe linia aceasta, există oameni care s-au documentat, există martori oculari și chiar avem la bibliotecă o carte a lui Lee Strobel, cu ocazia aceasta recomand și o carte de la bibliotecă, Pledoarie pentru Hristos, o investigație a acestui om, om de știință care nu crede în primă fază în învierea lui Hristos și apoi merge și face un laborios studiu și încearcă să investigheze pe bună dreptate dacă Hristos a înviat. E o carte fascinantă și vă recomand. Vreau să mă întorc la pășirea lui Armstrong, 1969. Dacă această pășire a lui Armstrong a schimbat traiectoria lumii acestea, dacă pășirea lui Armstrong pe lună schimbă regulile jocului, dacă pășirea lui Armstrong pe lună inaugurează o nouă eră a tehnologiei, de atunci tehnologia a avansat și explodează pe zi ce trece tot mai mult, vreau să vă spun, cu siguranță, cu atât mai mult, pășirea lui Hristos din mormânt este și mai specială. Pășirea lui Hristos schimbă toate regulile jocului. Schimbă istoria, schimbă felul în care noi ne raportăm la credință, Pășirea lui Hristos, ormân spre lumea noastră, schimbă inclusiv viețile umane. Au încercat și încearcă oamenii să schimbe oamenii prin pușcărie. Au, au crezut că dacă, Doamne, îi închidem pe oameni într-o celulă, poate fără să mai vadă lumina, lumina, lumina aceasta, cu siguranță oamenii se vor schimba, se vor face un pic mai buni. Și constatăm pe zi ce trece că cu cât oamenii sunt mai închiși, cu atâta devin și mai răi. Și ne dăm seama într-un într, -un, într -un strigăt al disperării că omul în sine n-are cum să schimbe ființa umană decât cel care a murit și a înviat din morți. Pe El îl proclamăm, pe El îl înălțăm în această zi, Lui ne închinăm, nu doar astăzi, ci în fiecare zi, pentru că este Cel care nu doar a schimbat timpul, este Cel care nu doar a schimbat istoria, este Dumnezeul care personal m-a schimbat pe mine. Eu nu vreau să-i fiu un avocat, Dumnezeu nu cred că mai are nevoie de avocați, de oameni care să spună, cred sau nu cred, uite dovezile, eu vreau să fiu un martor. Eu vreau să spun, Doamne, știu lucrul acesta, dar nu doar știu teoretic, eu știu pentru că Tu mi-ai schimbat viața mea. Mi-ai dat speranță, mi-ai dat direcție, mi-ai dat bucurie, mi-ai dat o viață neprihănită prin Hristos. Mulțumesc-o, Doamne! Pe scurt, aș vrea să vă las cu două gânduri. Cine comunică pășirea lui Hristos din mormânt? Și primul gând, dacă vrei să dai un pic mai departe, este acesta. Pentru mine astăzi, pășirea lui Hristos, acest pas mic pentru om, acest salt uriaș pentru omenire, îmi comunică mie în primul rând o speranță. Este speranța în învierii. Eu personal, și nu știu cum sunteți dumneavoastră, dacă ne uităm prea mult la știri, devenim din ce în ce mai dezamăgiți de capacitatea omenirii acestea de a, a oferi Speranță. Nici guvernele mari, nici imperiile mari, nici imperiile acestea care există: Rusia, China, UE, SUA, nimeni nu poate să-ți oferă speranță temeinică și pe termen lung. Uitați-vă, dumneavoastră, încercăm să oprim un război mic, deocamdată e mic, și nu reușim. Cu toate capacitățile noastre de a negocia, cu toată diplomația noastră, nu reușim să schimbăm, nu reușim să oprim un război dintre două țări. Și asta îmi spune mie. Comenirea aceasta nu are niciun fel de speranță dacă își pune nădejdea în UE, în NATO, în Statele Unite, în Australia sau nu știu ce țară el care a fost până acum o țară neutră. Nu avem nicio șansă, dragii mei. Speranța noastră nu se leagă nici de imperii, nici de resurse financiare, nu se leagă nici de resurse acestea materiale pe care o țară poate să aibă, ci speranța noastră se leagă de Hristos. Istoria ne-a dovedit de atâtea ori că civilizațiile se ofilesc. Există o perioadă de sute de ani de ascendență după care există un climax și apoi există un regres. Toate civilizațiile urmează curba lui Gauss. Asta este istoria noastră. Marile imperii ajung mici. Cine s-ar fi gândit că Egiptul care odată în Biblie, în Scriptură, acum o mie și ceva de ani, mai mult, 2000 și ceva de ani, 2500, 2800, 3000 de ani, era cel mai mare imperiu pe vremea nu, 722 înainte de Hristos, cel mai mare imperiu sau printre cel mai mari imperii. Cine s-ar fi gândit că Egiptul, cu toată înțelepciunea lui, ar fi fost, ar fi ajuns ce este astăzi, o țară nimic, mică și nebăgată în seamă. Istoria ne arată că imperiile mari ajung mici, că oamenii mari mor, că oamenii bogați se duc și ei în pământ. Și Steve Jobs, este exemplu ilustru unui om care n-a putut să-și cumpere o zi de viață în plus. Cu toți banii lui, n-a putut să lupte și să ducă viață într-o luptă cu cancerul. El însuși, înțelegând că viața nu-i aparține. Asta este viața, asta e realitatea. Toți banii din lume nu te pot salva de un cancer, de o boală incurabilă. Fără Hristos, nu există speranță. Era nevoie de pasul mic al lui Hristos pentru om, de saltul uriaș al lui Hristos pentru omenire și vreau să ne gândim un pic la acest aspect. Învierea lui Hristos oferă speranță. O, Doamne, câte nevoie de speranță avem în ziua de astăzi, așa este? Vreau să vă întreb în această dimineață, cum poți mângâia un tată care și-a pierdut fiul în războiul din Ucraina? Ce poți să-i spui? Lasă că într-o zi să ne răzbunăm, nu-l mai interesează răzbunarea. Cum poți să, să mângâi o mamă a cărei fiică a murit în lupta cu cancerul? Ce poți să-i spui? Omenește vorbind, fără Dumnezeu, fără religie, ce poți să-i spui unui om care și-a pierdut copilul în brațul lui? Ce speranță există pentru el? Ce poți să-i spui unei mame care și-a îngropat toți copiii și ea încă este în viață? Ce speranță? Ce mai vrei? Pentru ce mai vrei să trăiești? Cum poți mângâia o soție a cărui soț a murit într-un accident de mașină cauzat de un șofer beat? Să-i spui, lasă că îl ducem la pușcărie și nu o să mai asta de acolo? Credeți că asta satisface năzuința umană de a avea pe cineva alături? Niciodată. De aceea, niciodată răzbunarea nu poate fi arma omenirii acestea. Singura speranță se leagă de un singur lucru, Hristos. Ce te poate liniști? Ce ți poate oferi lumea aceasta ca să te liniștească, ca să te scape de îngrijorări, de anxietate, de stres? Bani? Sunt oameni care au bani și sunt îngrijorați că nu știu ce se întâmplă cu banii aceștia. Ce se poate scăpa, ce poate să-ți ofere lumea aceasta ca să-ți dea din nou pace și bucurie și speranță? Un statut social mai mare? O să fii primar într-o zi? Asta e bucuria? Asta e speranța unui om? O sunt atâția primari care, care nu-și mai văd zilele, care nu mai știu pentru ce să trăiască. Ce poate să-ți ofere lumea aceasta? O casă mai mare? O vacanță mai luxoasă? Nimic, dragii mei, atenție, nimic semnificativ. Sunteți de acord? cu toți am gustat câte puțin, poate un pic de bani, poate un pic de faimă, poate un pic de statut social, poate, poate ne-am dorit casa mai mare și ne-am dat seama, o, oh, câtă deșertăciune e și aici. De aceea nimic semnificativ lumea aceasta nu poate să-ți ofere, oricât de frumoasă și colorată și sclipicioasă ar fi ea. Învierea lui Iisus este singura care poate să-ți redea speranța. Omenirea îți oferă niște pastile să te calmezi atât. Atât poate să-ți ofere omenirea. Ia știu, niște pastile zilnic, trei pe zi, dacă se poate, să le iei înainte de mâncare sau după mâncare și atât. Mulțumesc, Doamne, în această zi că mi-a oferit speranță. Că într-o zi mă voi întâlni și cu bunica care a fost credincioasă, că atunci când mama va muri și eu, va fi greu despărțirea, am o speranță de care mă vei lega în fiecare zi, Doamne, că o să o văd din nou în împărăția Ta. Asta e speranța noastră. Și dacă n această speranță în această zi, te îndemn cu căldură, cu dragoste, cu respect, gândește-te serios în ce îți pui speranța. În cine îți pui speranța? În cel de lângă tine? O, cât de trecător e și el, așa e sora America. Cât de trecător este și el. O, cât de trecător suntem cu toții. De aceea Hristos este soluția noastră. El promite lucrul acesta, vine ziua revederii. Adă, Doamne, ziua aceea mai curând. Agață-te de această speranță. Ce mai comunică pășirea lui Hristos din mormânt, pe lângă speranța învierii? Un al doilea gând, biruință. Poți să dai mai departe la al doilea slide. Biruința, am, am folosit un cuvânt specific aici și intențional, decisivă, a luminii asupra întunericului. Aseară pe la 12 fără sfer nu mai îngăseam cheile de la casă, eram acasă și am eu niște chestii ale mele, trebuie să-mi pun cheia în același loc și dacă nu o găsesc, nu pot să dorm. Am drăbat-o pe nevastă mea crezând că ea este fapt așa. De fapt, eu eram problema. Nu mai știam unde l-am pus. Și m-am tot căutat, m-am tot gândit, Doamne, unde l-am pus, până când mi-am lăsat aminte că am fost cu cineva la biserică să scot ceva la imprimantă și cred că acolo l-am lăsat. Era 11 11.30, 11.40 11, ceva. Și în timp ce veneam spre biserica, vedeam, vedeam așa oamenii ca niște furnici, așa doi câte doi în, gru în, gru în grupe mici, mergeau probabil către biserică aici din, din cartier. Și m-am gândit ce, ce interesant, oamenii merg să-și ia lumina. Și apoi am mai făcut ceva, am mai lucrat un pic la predică și până la 12 și 10 m-am întors acasă și oamenii veneau înapoi cu lumina. E un simbol frumos nu suntem aici să criticăm, nu. Mai degrabă să spunem că simbolul acesta este, 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 ceea ce Hristos vrea să ne comunice. Este biruința decisivă a luminii asupra întunericului. Trei zile sau cât o fi stat exact Iisus sub pământ, știți că și asta este contestabil, Iisus nu a stat degeaba, 1 Petru, capitolul 3, versetul 18 și 19, Apostolul Petru ne spune că Hristos de asemenea a suferit odată pentru păcate, El cel neprihănit pentru cei nelegiuiți, adică pentru mine și pentru tine, ca să ne aducă la Dumnezeu. El a fost omorât în trup, dar a fost înviat în Duh, versetul 19, în care s-a dus să propovăduiască duhurilor din închisoare. Nu știu exact ce le-a spus, pentru că Biblia tace, dar bănuiesc și eu că printre multe alte subiecte importante pe care Hristos le-a propovăduit duhurilor din închisoare, le-a spus și lucrul acesta, băieți, lumina a biruit. Și o să vedeți în curând că pășesc din nou în lumea aceasta, nu ca un fiu al lui Iosif sau al Mariei, ci ca fiul lui Dumnezeu care a înghițit moartea și care a biruit întunericul și pe cel rău, pe diavolul. Dacă observați, dacă dați un pic la slide-ul pe care l-am pus, am folosit un cuvânt acolo, biruința decisivă. N-am zis biruința finală. Pentru că pășirea lui Hristos din mormânt, acest, acest pas mic al lui Hristos și acest salt uriaș al omenirii, nu este biruința finală. O vedem atâtea lucruri atrocități. Războiul acesta ne arată că Hristos încă n-a biruit în mod final. Că există oameni care încă nu l-au acceptat ca domn și stăpân al vieții lor? De deci ce este important să facem această distinție, biruința decisivă, nu finală? Pentru că vedeți dumneavoastră, de la biruința decisivă până la biruința finală este o poveste ce te implică și pe tine și pe mine. De la biruința pe care Hristos a, a, a avut-o prin pășirea Lui, din nou, din mormânt, înspre viața noastră, înspre lumea noastră, de la biruința decisivă, până la biruința finală, până la Enzhaton, până la Apocalipsa, este o poveste ce ne include și pe noi. Și Hristos ne atrage în povestea Lui ca un, un bun povestitor care știe să te agasă și să atragă în poveste. Biruința finală ne implică și pe noi. Prin urmare... Și vreau să închei, nici unul dintre noi care este prezent aici nu poate fi pasiv. Pe mine nu mă interesează. Pe mine nu mă interesează. Eu sunt un simplu spectator al acestei învieri. Dragii mei, nu există așa ceva. Vă rog să fiți atenți și închei. Nu există să fii un simplu spectator. Ori îl negi și răspândești întunericul, ori îl accepti și răspândești lumina. Nu există neutru. Nu există așa ceva. Ori contribui la înaintarea luminii lui Hristos, ori contribui la înaintarea întunericului celui rău. Nu există neutru aici. Ori ești pro, ori ești contra. Ori contribui în fiecare zi la înaintarea dreptății, a adevărului, a frumosului, a tot ce este Dumnezeesc, ori contribui la înaintarea corupției ori contribui la înaintarea minciunii, a falsului, a tot ce este urât în lumea aceasta. Nu există undeva la mijloc. În fiecare zi, fiecare dintre noi ia decizii. Cu fiecare alegere, cuvântul sau fapta, tu ajuți lumina lui Hristos să lumineze și mai tare sau o slăbești și devine din ce în ce mai plăpândă. Și vreau să închei cu următoarea întrebare. Ce vei alege azi? să răspândești lumina sau să o îngropi? Ce vei alege astăzi? Să răspândești lumina lui Hristos sau să înnobuși lumina lui Hristos? De decizia ta atârnă nu doar felul în care Hristos este văzut de omenirea întreagă, ci de felul în care îți vei petrece nu doar viața pe pământ, ci viața veșnică. Astăzi, spune Biblia, dacă auzi cuvântul Domnului, nu te împietri, ci alege viața și binecuvântarea. Doamne ajută-ne! Amin!